Cele mai nocive diete uh, sunt cele care merg la extrem: și anume deficite severe, excedente severe, depinde uh, la ce mă refer. Uh, adică vorbim despre diete care impun organismului situații extreme cu care el nu a fost foarte obișnuit în evoluția sa, și atunci nu știe cum să gestioneze foarte bine ce se întâmplă. Fie excedente neîntâlnite, -ne fie deficite severe neîntâlnite pe care nu le mai poate compensa. Problema dietelor extreme este nu atât de mult în calorii, ci în faptul că uh, induc deficite severe de micronutrienți, de vitamine și minerale, iar în timp și nu întotdeauna foarte târziu, anumite deficite severe de micronutrienți se văd în patologii deja foarte bine recunoscute dacă sunt deja obez și am sau nu o structură genetică de risc, eu sunt deja obez, eu tot va trebui să mănânc mai puține calorii. Aportul caloric. Aportul caloric. E ecuația foarte simplă, dar care e diferită la fiecare să principiul este același. Dacă sunt slab și vreau să văd ce riscuri am de a mă îngășa în viitor, până la urmă depinde de mine să mănânc mai puține calorii decât am îngrășat și, până la urmă, da, e, când mă uit statistic la cei obezi, o să văd anumite asocieri cu anumite structuri genetice, dar asta nu înseamnă că această informație mi-aduce ceva nou acționabil față de a nu fi făcut lucrurile astea. Adică, până la urmă, trebuie să mănânc mai puțin, până la urmă, asta este adevărul. Nutriția, în general, răspunde cam de 25-30% din patologia cronică există aceste exemple spectaculoase cum este cancerul de colon care poate fi prevenit printr-o nutriție adecvată în proporție de cam 70%. Deci trebuie să ne gândim că din 10 oameni care fac cancer de colon, 7 ar putea să nu-l facă dacă ar mânca acei 10 oameni bine. Ce adecvat. înseamnă a mânca? În adecvat. cazul cancerului de colon e vorba de aportul de fibre și de pentru populația caucaziană și de legume. Și mai puțină carne roșie. Dar pentru fiecare patologie sunt necesități diferite și e foarte greu să le satisfaci pe toate, și asta este o problemă la care lucrăm și nu-și prea are o soluție foarte apropiată deocamdată. Există anumiți indivizi cu o anumită structură genetică, anumite gene modificate într-un anume fel, cărora consumul de cafea peste o anumită doză, să zicem 2 două can două de cafea pe zi le crește riscul de infarct miocardic, de alte uh, afecțiuni cardiovasculare, pe când ceilalți, care nu sunt purtători acelor modificări, nu le apreapasă. Uh, adică pot poți, poți să bea cafea, nu cunoaștem care sunt limitele. Așa este și la, apropo, de o travă, și la cei care sunt intoleranți la lactoză care uh, nu pot bea uh, lapte dulce sau care are lactoză și ceilalți, uh, cum sunt uh, populațiile germanice, nordice, scandinavice, care sunt uh, foarte toleranți la lactoză pentru că ei s-au selectat. Ei n-aveau ce să mănânce altceva, n-aveau agricultură gozavă și mâncau nu, din laptele ăsta dulce și s-au selectat, au rămas, au supraviețuit cei care sunt toleranți. Freșul de portocale nu este nesănătos în sine, ci cantitatea lui. Deci dacă beau un freș de portocale, cât o portocală sau două, este în regulă. Problema este exagerarea. problema peștele este că ori este uh, poluat anumite specii și din anumite uh, regiuni cu arsenic, cu mercur, sau uh, este crescut... Uh, mă rog, cu antibiotice în ape foarte murdare și atunci se acumulează, trebuie o doză mare de antibiotice, o vedem în țesutul peștelui pe care îl mâncăm și atunci asta e o problemă. La japonezi iarăși există incidențe, existau incidențe mari de cancer la stomac asociate cu mâncarea într-adevăr picantă. Um, dar iarăși, uh, ei s-ar putea să fie mai, uh, ad, mai uh, potriviți genetic, pentru că ei fac asta de câteva zeci de mii de ani deja, uh, decât un european. Bine v-am regăsit la un nou episod de altceva. Suntem ceea ce mâncăm. Ne izbim continuu de această teorie, doar că invitatul ediției de față vine să răstoarne premizele și să ne arate că ar trebui să mâncăm de fapt ceea ce suntem. Este o ediție aparte condimentată nu cu sare și piper, ci cu puțină epigenetică și multă nutri genetică va fi o ediție savuroasă de altceva și nu numai savuroasă, ci și sănătoasă. Bine ați venit, domnule profesor, doctor Mihai Niculescu. Bine v-am găsit. Domnule doctor, sunteți fondatorul Societății de Științe în Nutriție, despre care vom și discuta, dar sunteți expert în nutri genetică, în epigenetică, recunoscut la nivel internațional. Ați avut propriul laborator de cercetare în cadrul Universității din Carolina de Nord, Ați fondat proprii, propria companie dedicată personalizării nutriției și a stilului de viață. Ați coordonat proiectul Nutrigen din cadrul UMF Timișoara și sunteți membru de conducere al Societății Internaționale de Nutrigenomică și Nutrigenetică. Fiindcă am introdus în discuție aceste concepte, epigenetica și nutrigenetica, spuneți-ne ce presupun acestea. Da, mulțumesc. Sunt întrebări excelente și uh, ne referim la științe destul de tinere. Uh, nutrigenetica a fost structurată și înțeleasă ca domeniu începând cu vreo 20 de ani în urmă. Epigenetica tot cam de pe atuncea. Uh, nutrigenetica studiază modul în care noi fiind uh, genetic diferiți, un pic diferiți, uh, avem și nevoi uh, nutriționale diferite. Cu alte cuvinte, modul în care noi reacționăm la alimentele și la nutrienții pe care uh, îi mâncăm diferă în funcție de structura noastră genetică și în felul acesta putem să definim ținte diferite, uh, doze diferite de nutrienți și așa mai departe. Asta ar fi nutrigenetica. Epigenetica uh, este un lucru mai dificil de înțeles, însă este foarte relevantă. De asemenea, când ne referim la nutriție, se referă la modificări ale uh, ADN-ului, dar altele decât cele care codează uh, proteinele noastre, și anume sunt modificări chimice, le numim metilarea ADN-ului. Această metilare poate fi modificată de ceea ce mâncăm, și mai mult decât atât, poate fi transmisă de la o generație la alta prin ADN-ul care se combină de la mamă și la tată, dacă este deja modificat în felul acesta, și să dea uh, efecte. Transgeneraționale le numim, care sunt uneori redutabile și există exemple care au intrat în, în istoria epigeneticii foarte interesante. Înțeleg, așadar, de la început, faptul că nu suntem ceea ce mâncăm, ci ar trebui să mâncăm ceea ce suntem. Iată, se dărâmă un prim mit, un alt. Mit, al doilea mit pe care îl dărâmăm după această introducere ar fi că nu orice dietă, înțeleg, se poate aplica oricui, oricând. În sensul în care, dacă eu, în cazul meu, funcționează o dietă, urmez o dietă, în cazul dumneavoastră poate să nu funcționeze. Așa este. Adagiul că suntem ceea ce mâncăm a venit din uh, zona în care am lucrat eu, uh, eu am lucrat în uh, Chapel Hill. Lângă Chapel Hill este un uh, alt oraș în care locuiesc, orașul Durham, în care este Universitatea Duke. Și noi am colaborat foarte mult în epigenetica nutrițională cu uh, univers, un colectiv din Universitatea Duke <coughs> și uh, de acolo a venit acest adagiu. Suntem ceea ce mâncăm de la Randy Churchill care, mă rog, studiind epigenetica nutrițională, a venit a realizat că suntem foarte mult modificați de ceea ce mâncăm, și de aici a venit acest adagiu. Ceea ce spuneți dumneavoastră că mâncăm, ar trebui să mâncăm ceea ce suntem este cealaltă fațetă în care vine nutri genetica și spunem că trebuie să mâncăm în funcție de ceea ce ar avea organismul nostru nevoie, care este definit genetic. Dar cum stabilim definiția noastră genetică? Cum aflăm? ce ar trebui să consumăm? În primul rând, avem o, un număr de publicații științifice, un număr de studii, unele sunt mai puternice, altele mai slabe, mai relevante pentru o populație sau mai puțin relevante și bazat pe ceea ce știm astăzi, și vom ști în fiecare moment, testarea genetică, uitându-ne la acele porțiuni ale genelor în care știm deja prin studii că interacționează cu nutriția, putem să definim ținte de minerale, vitamine sau alte tipuri de, de alimentație care, conform studiilor, ne-ar face mai bine decât dacă nu le-am avea. Luăm cazul meu. Vreau să îmi conturez un calendar de nutriție și să îmi întocmesc un obicei alimentar pe termen probabil cel puțin mediu, dacă nu lung sau foarte lung, inclusiv schimbarea stilului de viață. Ce trebuie să fac ca și prim pas? să aflu care este structura mea genetică și în funcție de această structură să încep să ajustez acest calendar și această dietă? Primul pas, deși nu ne gândim, este cel psihologic, de pregătire psihologică. Nu putem face nicio modificare ce ne-ar fi de folos, fără să ne pregătim psihologic, fără să fim uh, deciși și convinși că așa ar fi bine. Și în practica mea, pentru că am uh, mulți clienți care, de exemplu, încearcă să scadă în greutate, uh, nimic nu funcționează dacă nu sunt pregătiți psihologic. Și atunci rolul psihologiei este extrem de important. După aceea urmează mijloacele prin care ne atingem obiectivul, care este stilul de viață, alimentație, somn, activitate fizică și așa mai departe. Deci, dacă ne-am convins psihologic că așa trebuie să facem, atunci da, putem începe cu diverse acțiuni de genul acesta. Și atunci intrăm în ceea ce noi numim nutriția de precizie. Eu, eu practic această nutriție de precizie și fac și cercetare în acest domeniu, care înseamnă un ansamblu de determinări care include și testarea nutrigenetică, dar nu numai, care ține cont de preferințele personale alimentare, de uh, cultura uh, pe care am acumulat-o, de uh, gusturile pe care le am, de accesul la alimente, este un acces geografic, nu am în zona mea un aliment, sau este accesul financiar, nu-mi permit să cumpăr un aliment bio sau un anumit aliment. Și atunci trebuie să ținem cont de toate aceste lucruri, de testarea nutrigenetică, ce ne spun genele, de ce structură are uh, populația de microbi din colon, uh, microbiota noastră. Și atunci vorbim de nutriția de precizie care încearcă să definească cât mai bine pe felia fiecărui individ ceea ce are nevoie să mănânce. Diferențele între indivizi sunt uh, uh, sesizabile dacă ei locuiesc în comunități relativ apropiate sau dacă sunt, de pildă, în uh, comunități îndepărtate. Dau un exemplu. Populația din Europa are probabil un, o anumită toleranță la un anumit tip de uh, alimentație. Populația din Asia uh, tolerează alt uh, tip de alimentație, cea din Africa alt tip. Dar aș vrea totuși să aducem puțin mai aproape, să ne focusăm. De pildă, în România, constatăm că există anumite obiceiuri alimentare. În Ardeal, unde mâncarea este o mâncare grasă, în Sudul Țării mâncarea este mai lejeră, în Dobrogea este bazată poate pe pește, în Moldova la fel, pe prăjeli. Diferă foarte, foarte mult, în primul rând, chiar la nivelul unei comunități care, aparent, este o comunitate sudată, unită. Vorbim despre populația României. Diferă foarte mult de la un individ la altul, ceea ce trebuie să aplicăm ca și dietă, ca și obicei alimentar. Cu privire la populația românească, nu avem astfel de studii, deci a, 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 încep să speculez. Deci, ceea ce voi spune este o speculație, însă este plauzibilă. Um, populația românească nu este, hetero, nu este homogenă. Deci există multă heterogeneitate în populația românească și asta este datorată acelor valuri de migrări, acelor mixuri de populație. Nu suntem doar getodaci și romani, este, o legendă foarte frumoasă. Suntem foarte mult pe suntem foarte mult cumani, avem și sânge de tătari, de mongoli, destul și de turci și de greci și de slavi, de tot felul. Și atunci, nici măcar în, în teritoriul României nu putem spune că trebuie să abordăm fiecare individ la fel. În plus, mai nou, există această migrație care ne amestecă și mai mult cu italieni, cu spanioli și așa mai departe. Devine din ce în ce mai greu să spun că populația română este omogenă și că ar trebui să o tratez la fel. Și atunci tot ajungem la ideea că trebuie să caracterizăm fiecare individ în parte în funcție de știința pe care o avem în acest moment. Pot fi testele genetice în această situație un instrument, înțeleg, care ne poate ajuta să diferențiem fiecare individ. Și nu doar să-l diferențiem, ci și să-i alocăm fiecărui individ o formă de a urma un regim alimentar. Acum, cât pot determina genele noastre? Răspunsul față de o anumită dietă? Nu vă pot da un procent exact, pentru că știința nu funcționează chiar așa. Unii apreciază că terenul genetic ar avea o contribuție, așa spus foarte general, de undeva la 20-30%. Depinde foarte mult ce gene sunt modificate. Uh, dar aș vrea să insist asupra faptului că um, și am întâlnit foarte des în presa românească lucrul acesta. Uh, dacă ai gene proaste, între ghilimele, atunci uh, trebuie să faci nu știu ce. Nu există în nutri nu există gene proaste și gene bune. Genele cu adevărat proaste sunt cele care uh, cauzează boli rare, boli genetice rare și pentru care avem foarte puține soluții. În momentul în care o anumită structură genetică se întâlnește la 40% din populație nu înseamnă că sunt gene bine proaste. Gândiți-vă că această structură genetică nu exista la început. A fost 0% în populație și a ajuns să peneteze 40%. Înseamnă că în cursul acestei evoluții i-a adus un avantaj dacă s-a mulțit ca frecvență. Deci nu sunt gene proaste și, sunt și gene bune. Sunt mai degrabă adecvarea, este vorba de adecvarea a ceea ce mâncăm asupra terenului nostru genetic. Vă referiți aici la, la gene proaste și preluând acest concept popular. Vă referiți poate la un individ care are părinții obezi, supraponderali, și care arată și el că moștenește genele așa zis proaste, dar în realitate el moștenește doar stilul de a se hrăni și nu schimbă nimic în stilul respectiv. Ori moștenește un stil uh, neadecvat lui, uh, geneticii sale, sau dobândește un stil neadecvat, pentru că depinde cum, cum evoluează. Ideea este că, gândiți-vă că în anii 50-60 aveam mult mai puțină obezitate. Noi acum spunem că există anumite structuri genetice asociate cu predispoziția la a deveni obez. Dar acest lucru, dacă îl măsuram în anii 50, nu l-ar fi văzut. De ce? Pentru că acolo mâncam un alt număr de calorii, era mai puțin acces la mâncare din plin și atunci oamenii erau mai puțin obezi. Deci genetica conta mai puțin, depinde de contextul în care judecăm lucrurile. Este obezitatea fără îndoială o realitate îngrijorătoare și Organizația Mondială a Sănătății a declarat-o boală, afecțiune, dar, în această situație, testele nutrigeneticii pot să ne răspundă cum să combatem obezitatea? Nu. Poate părea surprinzător răspunsul. De exemplu, în testul nutrigenetic conceput de mine, gene care predispun la obezitate au foarte mică importanță. Nu, nu le-am le dat o importanță. Întrebarea este, dacă mă testez nutrigenetic și aflu anumite lucruri, cu ce schimbă ceea ce ar trebui să fac. Și în obezitate eu o să vă spun că nu schimbă cu nimic. Dacă sunt deja obez și am sau nu o structură genetică de risc, eu sunt deja obez, eu tot va trebui să mănânc mai puține calorii. Aportul caloric. Aportul caloric. E ecuația foarte simplă, dar care e diferită la fiecare să principiu este același. Dacă sunt slab și vreau să văd ce riscuri am de a mă îngășa în viitor, până la urmă depinde de mine să mănânc mai puține calorii decât am îngrășat și, până la urmă, da, e, când mă uit statistic la cei obezi, o să văd anumite asocieri cu anumite structuri genetice, dar asta nu înseamnă că această informație mai aduce ceva nou acționabil față de a nu fi făcut lucrurile astea. Adică, până la urmă, trebuie să mănânc mai puțin. Până la urmă, asta este adevărul. Ne spune așadar genetica. ce ar trebui să mâncăm, dar cantitatea nu este discutabilă. Uh, ba da, nu, nutrigenetica adevărată și nu cea uh, vehiculată cu anumite scopuri, ne spune, ne poate defini ce ținte de uh, nutriențe avem nevoie, uh, vitamine, minerale, în anumite situații anumite tipuri de acizi grași, de grăsimi. Deci e vorba de definirea unor ținte de aporturi zilnice care să ne scadă riscul uh, unor anumite boli. Deci cam a, la nivelul ăsta este nutrigenetica. Nutrigenetica deocamdată nu ne poate spune dacă trebuie să mâncăm mai mult brocoli sau nu, pentru că acolo este un aliment cu, compus în care am mai mulți nutrienți și noi nu studiem nutrigenetica chiar în felul acesta. Deci cred că s-a creat un pic de um, mit asupra nutrigeneticii care rezolva foarte multe lucruri. Nu, ea este foarte utilă, aduce ceva în plus față de recomandările standard însă trebuie integrată împreună cu alte instrumente de către un nutriționist sau un dietetician pentru a lua o decizie foarte bine informată. Sunt situații în care uh, structura genetică, odată definită, ne poate permite să consumăm alimente de tip uh, junk food fără să înregistrăm ulterior daune din punct de vedere al uh, sănătății. Întotdeauna, când caracterizăm ceva în științele vieții, în orice știință, vorbim de probabilități. Deci, atunci când discutăm, trebuie să definim foarte clar pentru uh, uh, publicul dumneavoastră că vorbim de probabilități. Cu alte cuvinte, am o anumită structură genetică, am risc mai mic să fac ceva, dar nu este exclus acel risc. Deci, uh, în, în termenii aceștia discutăm. Există situații în care anumite structuri genetice, de exemplu, uh, uh, dacă aș mânca mai multe grăsimi, în mod paradoxal, pentru acea structură genetică particulară, mi-ar crește colesterolul bun. Și asta este, este un studiu publicat în Nature și după aceea reluat și rediscutat în multe feluri. Deci există oameni care, cărora mai multe grăsimi le-ar face bine. Exemplul populației inuite din Alaska și din Canada, ei s-au selectat genetic pentru a mânca numai uh, mâncare de origine animală, ren, foc, mors, uh, uh, lor. În uh, momentul în care guvernul canadian, uh, din bune intenții, uh, le-au introdus în alimentație și uh, alimente de origine vegetală, au început să crească uh, incidența diabetului, boli cardiovasculare și așa mai departe. Ceea ce înseamnă că ei nu au fost selectați genetic să mănânce prea multe uh, plante. Ei o duceau bine cu carnea lor și cu găsimea lor, ceea ce pe noi ne-ar nu, pentru că asta e, deci noi suntem diferiți. Deci e foarte greu de spus. Sunt două tabere. Cel puțin în ansamblu sunt taberele care se află în opoziție. Sunt vegetarianii, de o parte, și de cealaltă parte sunt cei care susțin că Omul, de când lumea și pământul este vânător și se hrănește uh, cu carne. Trecerea la uh, veganism uh, poate fi, în funcție de structura genetică, uneori o necesitate sau poate fi uh, sau este doar un moft? Probabil că da. Probabil că uh, anumiți indivizi care sunt structurați genetic specific uh, ar beneficia foarte mult din uh, being raw vegan sau uh, vegetarieni. Însă trecerea la veganism, dacă se face dintr-o convingere filozofică, trebuie testată dacă este utilă sau nu. Da, pot să trec la veganism, dar trebuie să mă testez. De asemenea, trebuie să fiu foarte educat asupra ceea ce mănânc, pentru că există câteva riscuri pentru deficite de fier, de vitamina B12, de colină, care are surse esențialmente animale și toate toți acești nutrienți sunt foarte necesari. O pot face, dar nu trebuie să uh, am o idee fixă că trebuie să rămân vegan. Trebuie să văd să mă testez, să văd dacă merge și dacă nu merge, să accept ideea că nu sunt făcut pentru veganism. Și să urmărim poate chiar dacă nu există această uh, testare genetică. dar Cel puțin să urmărim. Să urmărim reacțiile, da. pentru că de multe da. ori organismul uh, ne trage de, de mână și uh, ne arată prin deficitele pe care. Uh, le semnalează faptul că nu este calea este. corectă. Și, și pentru omnivori, dacă îmi permiteți, există anumiți indivizi care beneficia foarte mult de veganism. Sigur că da. Ce ar trebui uh, să mănânce uh, femeile și ce ar trebui să mănânce bărbații? Pentru că genetic, din acest punct de vedere, iată, se creează o altă diferențiere. Ar trebui femeile să aibă un anumit uh, uh, regim adecvat și bărbații un alt regim. Există o diferență clară, o graniță, un în hotar între femei și bărbați? Diferența pe care o vedem foarte clară cu privirea la necesarul de micronutrienți și de energetic, de macronutrienți, minerale, vitamine. Lucrurile astea s-au definit începând cu 1941 de către americani, primii care au definit în momentul acela, apropo de carbohidrați, proteine, calciu, câteva minerale, sunt diferențe foarte clare. Uh, și atunci uh, nu pot să spun dacă trebuie să existe sau există diferențe între alimentele mâncate, vorbim de nenutrienți. Deci acolo sunt diferențe foarte clare. Da. Deci, practic, frigiderul trebuie să fie împărțit într-o casă da, între frigiderul doamnei și frigiderul da, do la extrem, dom da, da. domnului. Deci, deci și aici poate și al treilea frigider să existe frigiderul copiilor. Da. Pentru că au copiii, până la un punct, nutri genetica probabil că ne explică, din ce vă ascultam pe dumneavoastră, ne explică un comportament de ansamblu pe care ar trebui să-l urmăm. Dar nutri genetica și acești marcări suferă modificări de la o vârstă la alta? Da, uh, gen genele nu se modifică. În sensul în care, dacă facem o hartă. Uh, 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 din punct de vedere al uh, nutrii genetici. Facem o hartă pentru un copil. Noi trebuie să repetăm harta asta poate la o altă vârstă când facem 25 de ani, Sigur. la 50 de ani. Da, așa este. Deși genele nu se modifică, noi suntem tributari studiilor care există. Și dacă eu am studiat, să zicem, o femeie feme, femeile între 30 și 55 de ani, și am un sfat pentru ele, nu înseamnă că acel, acel sfat se păstrează, să zicem, după menopauză sau la adolescente, și atunci ar trebui să am un studiu de genul ăla. Uneori există, alteori nu. Bazat pe ceea ce știm, da, există categorii de vârstă care la aceeași structură genetică își modifică cerințele nutritive și este foarte normal să se întâmple așa. Pentru o femeie care intră la menopauză, trebuie comportamentul alimentar schimbat radical? În anumiți nutrienți, da, de exemplu, oricât de surprinzător ar părea, femeile după menopauză, cu anumită structură genetică, încă o dată, ar trebui să mănânce cât mai puțin acid omega-6 și mai mulți omega-3. Dacă ar putea să renunțe ideal la omega-6, ar fi cel mai extraordinar, aproape ideal. Și să găsim omega-6 în ce în, în cărnuri, în țesuturi animale se găsește foarte mult omega-6. Pe lângă grăsimile saturate din țesutul grăsos animal, dar în ficat, în carne, se găsesc omega-6, pe când omega-6 este extraordinar de important pentru copii. Creșterea masei organelor, a creierului, se bazează pe existența de omega-6 în aportul nostru, deci acolo este esențial. Deci, iată două extreme în care la copii uh, le-aș da omega-6, da? și asta s-a întâmplat când au constatat. Producătorii de lapte praf de formulă, că nu aveau omega-6 și nu o duceau prea bine copiii. Și pe cealaltă extremă, femeile mai în vârstă, după menopauză, în general, care ar trebui să consume cât mai puțin omega-6. Deci nu există bun și rău, există adecvat și inadecvat. Există adecvat și inadecvat și, în acest sens, putem formula ideea că există diete care funcționează la o anumită vârstă și diete care nu mai funcționează. Suntem tentați să urmăm dumnezeiește o dietă care poate la 25 de ani a funcționat în situația noastră, dar la 40-45 de ani ea nu mai dă aceleași rezultate. Și atunci trebuie să schimbăm. Care, apropo de acele mituri, că tot am început cu demolarea unor mituri, există o groază, o groază de diete. Ascultându-vă, realizez faptul că o dietă care este recomandată pentru o populație de 7 miliarde, de 5 miliarde, dieta minune, că tot auzim, toate dietele sunt minune. De fapt, ea nu funcționează pentru, pentru toți la fel. Unii dintre ei pot înregistra, iată, deficit în anumite situații și, organ, și organismul să sufere din pricina acestuia, dar care diete credeți că sunt, acum poate să nu le nominalizăm, dar care diete credeți că sunt cele mai toxice diete care ascund cele mai mari pericole în spatele lor. Ca principiu cred că cele mai nocive diete uh, sunt cele care merg la extrem. Și anume deficite severe, excedente severe, depinde uh, la ce mă refer. Adică vorbim despre diete care impun organismului situații extreme cu care el nu a fost foarte obișnuit în evoluția sa. Și atunci nu știe cum să gestioneze foarte bine ce se întâmplă. Fie excedente neîntâlnite, -ne fie deficite severe, neîntâlnite, pe care nu le mai poate compensa. Problema dietelor extreme este nu atât de mult în calorii ci în faptul că uh, induc deficite severe de micronutrienți, de vitamine și minerale, iar în timp și nu întotdeauna foarte târziu, anumite deficite severe de micronutrienți se văd în patologii deja foarte bine recunoscute. Cum putem uh, testa o dietă? Recomandați să testăm o dietă pe un termen scurt? respectiv să nu urmăm o dietă 3 săptămâni, 4 săptămâni, existând riscul de a dezechilibra organismul sau um, ar fi uh, indicat să urmăm o dietă poate 2 zile, chiar dacă răspunsul nu este uh, ca și atunci când urcăm pe cântar nu este relevant, dar poate că ne comunică organismul. Um, nu sunt adeptul dietelor, dar mm. pentru că m-ați întrebat uh, cum ar fi mai bine Um, cred că trebuie să ne testăm uh, să răspundem, uh, putem răspunde diferit. Dietele în general sunt nu, uh, nu sunt din punct de vedere științific uh, nu justifică uh, tipul de aporturi alimentare, ci mai degrabă sunt moduri de a disciplina un individ să se țină de o anumită linie uh, de a se de un anumit tip de alimentație care se presupune că ea produce un efect. Acum pentru fiecare... Uh, la unii s-ar putea să meargă, la alții s-ar putea să nu meargă o anumită dietă. Uh, sunt tipuri de alimentație, nu le spune diete. Dietele sunt uh, cu totul altceva, se referă la uh, tipuri de a mă alimenta uh, sub supravegherea specialistului pentru a, a rezolva sau minimiza o anumită problemă de sănătate. O dietă, cum ar fi cea ketogenică sau, uh, uh, mă rog, Atkins, Atkins. sau altele, uh, că sunt atât de multe. Sunt mai degrabă metode de a, de a mă disciplina, de a mă ține mai ușor de anumite obiceiuri alimentare. Însă nu se potrivesc la toată lumea și, într-adevăr, cum spuneți, trebuie să le testez pe un termen de câteva luni, să-mi fac niște analize, să fiu sub supraveghea unui specialist în nutriție, astfel încât, cu adevărat, obiectiv să pot măsura dacă am face bine sau nu. Postul intermitent, postul negru, ați include cele două forme de post? în categoria dietelor extreme. Pentru unii oameni sunt extreme, pentru alții nu. Extreme ar fi astfel de posturi pentru cei care au deja boli. E foarte dificil să cer și să presupui că i-ar face bine unui om deja bolnav. De exemplu, un om care este în tratament oncologic de cancer. E foarte dificil să spun că i-aș putea recomanda o, o, un post negu sau un post intermitent pentru că acolo există alte reacții din partea organismului, sunt alte necesități alimentare. Pentru alții care poate sunt deja obișnuiți și știu că le face bine în sensul de exemplu menținere, greutății și așa mai departe, poate că ar merge, însă și aceea trebuie să se preocupe să și a necesarul de micronutrienți. Mai există mâncare sănătoasă. Ne intersectăm uh, prin magazine cu acele etichete bio, organic, ele sunt uh, în categoria produselor sănătoase? Ar trebui să fie. Depinde foarte mult de modul în care este controlat tot procesul. Controlul nu este perfect, chiar și alimentele bio sau organice în Statele Unite, povestea o cunosc mai bine în Statele Unite. Riscă uneori să fie contaminate fără voia producătorului, de către ploi care sunt au de către, contaminate, de către apele freatice care vin din altă parte, ducând tot felul de contaminanți, sau de către agricultorii din vecinătate care nu sunt uh, bio și care folosesc tot felul de. Deci există. Uh, e, e greu de controlat. În general, alimentele bio, cel puțin în Statele Unite, cele organice sunt destul de bine controlate și cam sunt ceea ce spun că sunt. Nu sunt mai hănitoare alimentele bio, dar sunt presupus, sunt mai lipsite de poluanți care și aceștia au un efect redutabil asupra sănătății noastre. Există alimente care pot fi benefice pentru un individ și care pot constitui o travă pentru alți indivizi. Și mă refer aici la Cafea, de pildă. De ce nu e cafeaua bună pentru toată lumea? Răspunsul este aceeași structură genetică? Da, la cafea știm destul de bine că există anumiți indivizi cu o anumită structură genetică, anumite gene modificate într-un anume fel, cărora consumul de cafea peste o anumită doză, să zicem două cești, două de cafea pe zi, le crește riscul de infarct miocardic, de alte uh, afecțiuni cardiovasculare, pe când ceilalți, care nu sunt purtători acelor modificări, nu le apreapasă. Uh, adică pot să bea cafea, nu cunoaștem care sunt limitele. Așa este și la, apropo, de o travă, și la cei care sunt intoleranți la lactoză care uh, nu pot bea uh, lapte dulce sau care are lactoză și ceilalți, uh, cum sunt uh, populațiile germanice, nordice, scandinavice, care sunt uh, foarte toleranți la lactoză, pentru că ei s-au selectat. Ei nu aveau ce să mănce altceva, nu aveau agricultură gozavă și mâncau nu, uh, din laptele ăsta dulce și s-au selectat, uh, au rămas, au supraviețuit cei care sunt toleranți. Aceste uh, teste uh, genetice despre care vorbim, ele pot constitui un instrument pentru a afla uh, predispozițiile noastre la anumite boli, și aș vrea să intrăm pe acest tărâm al afecțiunilor. Dacă ele, testele, ne uh, vorbesc, ne comunică ce uh, afecțiuni uh, uh, ar putea să uh, apară în situația noastră și în egală măsură cum am putea să ne ținem departe de aceste afecțiuni. Da, există astfel de componente în care cunoaștem că anumite modificări genetice în lipsa unei alimentații adecvate ne crește riscul pentru anumite boli, pentru anumite modificări apropo de colesterol, pentru hemocromatoză și așa mai departe, apropo de aportul de fier și asta ne dau acele elemente de acțiune care ne face să zicem, da, sunt, dacă nu acționez, sunt la risc crescut, dar uite, pot să acționez felul acesta. Deci există această, această componentă. A doua a doua parte a care era A doua a... Parte a întrebării era legată de cum ne ținem departe de, de aceste afecțiuni prin introducerea regimului și ajustarea uh, regimului alimentar. Da, este în funcție de, și de nutrigenetică, dar și de alte lucruri. Cum spuneam, această nutriție de precizare are multe componente. Um, ne ținem departe uh, înțelegând că trebuie să mâncăm adecvat. Uh, asta este răspunsul. Încărcătura <coughs> patologică poate fi uh, eliminată, de pildă în cazul cancerului, cancerul de colon, Înțeleg că acolo există da. studii în care incidența poate fi redusă cu 75% printr-un da, comportament da, alimentar da. adecvat. Poate fi în cazul tuturor afecțiunilor? Greu de spus dacă în cazul tuturor afecțiunilor, dar în cazul majorității afecțiunilor vorbim de boli cronice, nu de boli acute, cum ar fi infecții acute sau uh, uh, mi-am rupt un picior, că sigur că nu are de-a face întotdeauna, de, de cel mai mult cu alimentația poate avea de-a face la cei cu osteoporoză și mai în vârstă. Însă, da, nutriția în general răspunde cam de 25-30% din patologia cronică. Există aceste exemple spectaculoase, cum este cancerul de colon, care poate fi prevenit printr-o nutriție adecvată în proporție de cam 70%. Deci trebuie să ne gândim că din 10 oameni care fac cancer de colon, 7 ar putea să nu-l facă dacă ar mânca acei 10 oameni bine. Ce adecvat. înseamnă la muncă. În adecvat. cazul cancerului de colon e vorba de aportul de fibre și de, pentru populația caucaziană și de legume. Și mai puțină carne roșie. Dar pentru fiecare patologie sunt necesități diferite și e foarte greu să le satisfaci pe toate. Și asta este o problemă la care lucrăm și nu și prea are o soluție foarte apropiată deocamdată. Dar trebuie să înțelegem că stilul de viață care cuprinde nutriția înseamnă și mai mult. Înseamnă somn bun, înseamnă care ne și destresează, înseamnă și o activitate fizică ce este absolut extraordinar de importantă pentru menținerea sănătății. Mai poate o persoană care an în șir a consumat slănină, de pildă, cârnați prăjiți, cartofi prăjiți, mai poate fi reeducată din punct de vedere alimentar sau nu mai are nevoie pentru că prin acel consum ani în șir și-a creat propriul comportament alimentar. Da, există persoane care, care beneficiază de modificări în, în alimentație. Cunosc persoane care, într-adevăr, după zeci de ani de zile de alimentație. Să zic, aberant, într-un fel, deși ne face plăcere ceea ce mâncăm. Fast food. Da, da au reușit, au reușit să-și să modifice comportamentul, să înțeleagă, dar totul vine aici de la pregătirea psihologică și de la uh, mediul de la cei din jurul tău. Dacă mă pui să țin o alimentație cu mai multe legume decât înainte și vin în fața mea și ești soțul meu și vin în fața mea cu cartofi preziți. Nu prea. Trebuie să am susținere în jurul meu. Și funcționează, da. Andrew Huberman spunea într-un interviu că dimineața consum alimente reduse în carbohidrați pentru că mă ajută să am mintea limpede. Cât de puternică este această legătură între stomac și creier? Știm de altfel că se spune că avem al doilea creier da, în, în sistemul, digestiv, în sistemul da. digestiv. Poate că pentru el este bine, pentru mine este bine invers. Eu trebuie să mănânc carbohidrați la începutul zilei pentru că altfel mă simt sfârșit. Deci e foarte personal. Dar este important, oricare ar fi formula, este important într-adevăr să... Ne hrănim cum trebuie, pentru că altfel nu funcționăm și nici că nu ne este foarte clar în timpul zilei. Am găsit în documentarea realizată pentru acest dialog, faptul că printre cercetele dumneavoastră a fost preocupată de colină. Uh -huh. Și creierul nostru are o mare afinitate față de, de colină, găseam subliniind faptul că este cărămida pentru creierul nostru, această colină, și că e folosită 24 de ore din 24, 7 zile din 7 zile. Ce presupune această colină? Colina este o moleculă destul de mică care intră în structura unor grăsimi care formează membranele celulare, pentru că membranele celulare sunt o structură de grăsimi. Și... Um, Cesuturile care necesită, care se dezvoltă mai repede într-o anumite feste de timp, au nevoie de mai multă colină pentru a-și crea membranele noilor celule. Iar creierul care se dezvoltă foarte mult în perioada fetală, în burtica mamei, are nevoie de multă colină, ca și alte mu mușchi, inima și așa mai departe. Eu m-am ocupat de efectul colinei asupra dezvoltării creierului și asupra memoriei și capacității de învățare, care are o mare, foarte mare importanță. Deci este un aliment, este un nutrient care din 98 este considerat esențial, e foarte pu puțin cunoscut, cel puțin în România, totdeauna când vorbesc de colină există așa un, un impas. Este foarte important. Femeile active hormonal până la menopauză o sintetizează, deci după pubertate și până la menopauză, Sintetizează de regulă în cantitate suficientă, dar există anumite femei cu anumite variații genetice care nu fac lucrul Deci, De aceea, femeile nu uită niciodată. Da, nu uită niciodată și țin minte, da, așa este. Unele femei au nevoie de colină și în această perioadă pentru că nu sintetizează suficientă colină care este sintetizată sub acțiunea estrogenilor. Bărbații sunt foarte triști din cauza asta. Femeile după menopauză, la fel, noi avem nevoie de colină. Și femeile, după menopauză, o pauză pentru că nu mai sintetizăm endogen. Și de unde procurăm colina? Din țesuturi animale, din ficat, din nou, carne, pește și derivate. Foarte puțin în legume. Exista această prejudecată alimentară, să o numim așa, că trebuie să mănânci puțină ciocolată ca să te țină memoria. Pentru că avea lecitină înăuntru și lecitina este această grăsime care conține colina, într-adevăr. Există o substanță vedetă în America și nu doar în America, ea pătrund și pe piața din România, care ajută organismul la scăderea concentrației de zahăr din sânge și mă refer aici la sema glutida. Și la diabetici se prescrie ozempicul, dar nu-l folosesc doar diabeticii, este la mare modă pentru că este folosit în foarte multe diete, așa zise diete, pentru a slăbi. Care, există, care este pericolul? Există vreun pericol în această situație? În prospectul acestor, acestui... e o clasă de, de medicamente există, există creșterea ale unor incidențe de efecte secundare, într-adevăr. Însă, cred că problema este, trebuie să o punem un pic altfel, apropo de nutriție. Eu nu neg importanța acestor agoniști, GLP-1, în reducerea greutății. Și nu, nu voi, ceea ce voi spune nu înseamnă o critică asupra acestui tip de medicament. Înseamnă mai degrabă o atenționare asupra faptului că a merge pe drumul soluției cele mai ușoare pe termen lung nu este uh, cea mai bună idee. Și asta vedem în fiecare zi. Uh, mergem cu taxiul în loc să mergem pe jos pentru 500 de metri sau uh, nu știu, uh, întotdeauna ca orice mamifer, că vedem asta și la căței noștri, uh, aleg cele mai ușoare soluții dacă le au. Problema este să nu le ai. Problema este că alegând cele mai ușoare soluții în timp se acumulează aceste alegeri care cumulate duc la efecte negative. Da, dacă analizăm o zempicul în mod izolat, metafizic, ca să spun așa, da, multă lume poate beneficia în scădere în greutate datorită o și care nu au reușit să, să fie disciplinați sau să fie pregătiți psihologic pentru a mânca mai puțin. Nu este ușor să mănânci mai puțin, sub nicio formă. Dar, pe termen lung, dacă ne îndreptăm ca civilizație către a alege totdeauna cele mai ușoare soluții, cred că este un, o politică falimentară. Fa Cât de importante sunt suplimentele într-o alimentație sănătoasă? Devin din ce în ce mai importante dintr-un motiv foarte trist, și anume că alimentele devin mai sărace în nutrienți. Și mă refer mai ales la plante, în care faptul că sunt culese mai devreme, faptul că necesită transport și trebuie să le culegi mai devreme și să le culești mai vechi, înseamnă că devin deficitare, mai ales în minerale care nu pot fi sintetizate odată ce ai cules fructul. Și atunci problema este că trebuie să mă suplimentez dacă este nevoie. Și sigur că există metode de a afla dacă am nevoie de suplimentare sau nu. Și atunci trebuie să accept și ideea de suplimente. Însă, suplimentele nu trebuie luate orb și în cantități nemaipomenite. Vreau să o folosesc o întâmplare. Stăteam la Data trecută când am venit stăteam la farmacie, cineva m-a rugat să iau un medicament și am nimerit la o farmacie. Erau acolo șase farmacii, patru pe o parte și două pe alta. Foarte, totul merge foarte bine. Toți cei zece care erau, eram la rând, toți cei zece din fața mea, niciunul n-a cerut un medicament, toți au cumpărat suplimente. Dar, în mod sigur, majoritatea, dacă nu toți, nu fusese răpe la dietetician sau un nutriționist ca să îi se prescrie astfel de suplimente. Și-au cumpărat că... la o recomandare da. a unui, nu știu spot publicitar exact, sau Exact, exact. Da. Deci, asta e foarte, foarte dureros, e foarte periculos. Pentru optimizarea performanțelor sportivilor, există nutrienți sau există alimente recomandate? Există alimente recomandate și cei care pot să vă lămurească cel mai bine sunt specialiștii în nutriție sportivă. <laughs> nu sunt specializat în acest domeniu. Dar da, există nevoi crescute foarte specifice la sportiv și în funcție de activitatea fizică în care pierzi anumiți nutrienți, ai nevoie de refaceri musculare și așa mai departe. Vă vin în minte câteva mituri alimentare pe care le ați întâlnit în uh, practica dumneavoastră și cu care nu sunteți deloc de acord care no. considerați că reprezintă și obiceiuri uh, nocive. Da, de exemplu, să mănânci tot din farfurie. Nu știu dacă e mit, dar este un comportament impus în general de către părinți, foarte uh, frecvent încă. Este foarte dificil e foarte nociv și știm din aceste studii care s-au făcut relativ recent că se spune că cei șapte ani de acasă sunt, dar și nutriție cei primii șapte ani de acasă sunt extraordinar de importanți. Primii șapte ani de nutriție dictează într-o mare măsură ce vom mânca, ce vom continua să mâncăm în timpul vieții. Sigur că ne putem schimba, dar de devine în ce în ce mai greu. Iar dacă înveți să mănânci hai să zicem, adecvat în primii șapte ani de viață, este mult mai ușor să te menții așa și dacă calci strâmp să revii. Este foarte important cu ce ne învățăm de mici copii. Există păcatele unora dintre bunici care spun, lasă-l să mănânce și el puțin înghețată sau de fapt se oprește după A45 a patra-cincea înghețată un copil sau nu știu, există un alt păcat pe care l-am identificat, să mănânci cu pâine pentru că pâinea satură. Da, este, este, sunt valorile culturale ale unei națiuni care a fost săracă și care avea puține surse de alimentație. Pâine, pâinea era un lux, da? pâinea din grâu. Mămăliga, mă rog, după ce a venit din America, porumbul s-a încetățenit în, partea asta. La fel și consumul exagerat de carne de astăzi este tot ecoul mizeriei de dinainte, în care națiunea noastră a fost și acum când ai de atât de multe lucruri, exagerezi și este de înțeles. La copii, apropo de dulciuri, nu trebuie să le interzici, trebuie să le impui sau să-i obișnuiești mai degrabă cu consumul de dulciuri ca un eveniment deosebit. Rar da? în care într-adevăr să ți se pare că uh, l-ai prins pe Dumnezeu de picior când mănânci un sneaker sau bei un Pepsi a, și atunci a, a, așa trebuie să rămână. Vă ascultam vorbind despre lipsurile din urmă cu 30-40 de ani dintr-o altă epocă și tot atunci s-a născut și ideea e gras și frumos, e gras și sănătos. Da, așa este. Asta se vede cam în toate civilizații. Nu știu dacă a ținut de comunism. Noi, România a fost o națiune săracă de multe sute de ani aveam probleme cu alimentație. Și asta vedem și din cronicile atașaților militari străini, în Muntenia, în Moldova și așa mai departe. Lucrurile sunt mai complicate și mai vechi. Aș parcurge alte câteva mituri, pentru că în momentul în care cei care ne urmăresc au primit o anumită educație, au primit și au și dobândit o parte dintre aceste obiceiuri pe care uh, le voi pronunța, le voi rosti eu acum. De <coughs> pildă, micul dejun este cea mai importantă masă a zilei. A, nu i-a spune un mit. Uh, la foarte multă lume funcționează, la soția mea nu funcționează uh, și se pare că nici nu-i pasă, dar pentru majoritatea lumii se pare că este important din punct de al sănătății. Trebuie să mănânci mese mici și dese pentru a te menține sănătos. Nu neapărat, depinde de individ. Îndulcitorii non-nutritivi, cei artificiali, sunt sănătoși? Uh, încep să apară studii că există probleme cu ei, într-adevăr. O dietă săracă în calorii este cea mai bună metodă pentru a slăbi? Uh, poate să funcționeze, dar nu neapărat și este total incompletă fără micronutrienți, într-adevăr. Alimentele cu un conținut ridicat de grăsimi sunt nesănătoase? Nu neapărat. Persoanele suple sunt cele mai sănătoase? Uh, nu ne-a neapărat. Cartofii albi nu sunt sănătoși? Pentru unii, da, pentru unii nu. <laughs> Circumstanțe, <laughs> întotdeauna. Poți consuma fructe în orice cantitate. Nu. Ne izbim de această afirmație? Nu, nu, nu. Teoretic, hai să ne gândim la un freș de, nu știu, de portocale. Nu mai știu aici cât de mare este, dar probabil că în vreo 3-4-5 portocale, ca echivalent suc, nu? Cât aș putea să mănânc 3-4-5 portocale? Nu prea poți, ca, ca și copil, dar pot să beau ușor un freș de portocale. Freșul de portocale nu este nesănătos în sine, ci cantitatea lui. Deci dacă beau un freș de portocale cât o portocală sau două, este în regulă, Problema este exagerarea. deci depinde toate sucurile din fructe sunt sănătoase iată ați răspuns A, același context. <laughs> ați da, răspuns, da, da. suplimentele alimentare sunt o pierdere de bani uneori, da, altori nu, <laughs> fac și eu ca <laughs> atâta, da. atâta vreme cât ați da. uh, uh, menționat dumneavoastră faptul că într-o uh, gestionare, într-o administrare alimentară defectuoasă, suplimentele sunt binevenite, da. dar ele nu ar trebui să fie prezente, doar că sunt binevenite ca să regleze Ar trebui să fie prezente. Ele, de, de, de exemplu, dacă încerc să slăbesc și vreau să mănânc numai 1300 de calori, este foarte, foarte greu, aproape imposibil, după toate calculele și simulările făcute, să-ți din alimentație toți micronutrienții necesari și atunci s-ar putea să fie nevoie pentru micronutrienții respectivi să te suplimentezi, și dar nu general. general. Suplimentele cu fibre sunt o alternativă bună la alimentele bogate în fibre. Parțial, nu, suplimentele cu fibre nu funcționează la toată lumea, nu orice fibră funcționează la toată lumea, pe când fibrele din alimentație cam funcționează la toți. Eu am inventariat așa toate miturile de pe Google, am încercat pe cele mai populare dintre ele și iată că există această sintagmă toată lumea da. și ceea ce spuneți dumneavoastră că nu se aplică tuturor am găsit toată lumea are nevoie de un supliment cu probiotice da aș, aș elimina da, toată, toată lumea, lumea sau nimănui <laughs> avem nevoie de suplimente cu probiotice? avem nevoie dacă nu mâncăm suficiente probiotice cum ar fi uh, uh, produse fermentate lactate și nelactate, murături uh, și alte produse fermentate, într-adevăr. În anumite situații de, în care vreau să-mi revin, de exemplu, un tratamente oncologice care alimentație e foarte importantă pentru a minimiza efectele secundare, pentru a mă susține ca organism, este necesar, într-adevăr, chiar și o cantitate mai mare de probiotice. Copiii trebuie să bea lapte de vacă pentru a avea oase puternice. Nu neapărat. Noi nu nu am fost creați. Mamiferele își pierd capacitatea de a, de a digera lapte dulce după înțărcare. Numai la noi au început să, 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 să devină toleranți la lactoză prin evoluție genetică. Peștele este plin numai de grăsimi bune pentru sănătate. Dacă n-ar fi poluat, da, în general da, Însă peștele, problema peștele este că ori este uh, poluat anumite specii și din anumite uh, regiuni cu arsenic, cu mercur, sau uh, este crescut uh, mă rog, uh, cu antibiotice în ape foarte murdare și atunci se acumulează, uh, trebuie o doză mare de antibiotice, uh, o vedem în țesutul peștelui pe care îl mâncăm și atunci asta e o problemă. Pentru un aport sănătos de fier trebuie musai să mâncăm de fiecare dată, carne roșie. A, nu neapărat, îmi pot lua fier și din ouă, pot lua fier și din pește, pot lua fier și din carne albă. Ni se spune evitați ouăle din cauza conținutului lor de colesterol. În general nu. În general, aportul alimentar de colesterol joacă un rol foarte mic în variațiile și în creșterea colesterolului, așa zis, rău. Mai degrabă, problema este la sinteza endogenă în ficat și modul în care este transportat. Sunt alte obiceiuri alimentare care pot ajuta la scăderea colesterolului, dar nu ingestia propusă de colesterol, ci mai degrabă grăsimile saturate, limita, limităm grăsimile saturate și alte tipuri de alimentații nesănătoase. Cele prezente în mezeluri? În... Grăsimile saturate sunt cele care iau o formă solidă la temperatura camerei untura, deci vorbim de grăsime animală, um, mai este, de exemplu, grăsimea de cocos, untul de cocos, care iarăși este grăsime în mare majoritate saturată, um, însă grăsimile nesaturate, omega 3, omega 6, depinde de context, iarăși omega 9, um, duc în general la scăderea sau la uh, limitarea colesterolului. Ne ferim de multe ori, pentru că ați uh, amintit de cocos, ne ferim de multe ori de lapte, de laptele de vacă. Mm -hmm. Și avem acum pe rafturi o plajă largă. Lapte de cocos, lapte de uh, tot soiul de, de uh, alune, de uh, migdale. Da. Uh, laptele acela este un lapte sănătos mai sănătos decât laptele de vacă? Nu știm locul acesta, eu ca să spun ceva trebuie să am un studiu. Și nu există? Bine, nu prea avem studii care să ne convingă. Pe de altă parte dacă ne uităm la structura nutritivă a laptelui oricărei specii este foarte bogată pentru anumită fază de dezvoltare. Laptele de vacă este foarte apropiat este de fapt mai, nut mai nutritiv decât laptele mamei. Când ne uităm la tipurile și concentrațiile de nutrienți, și mai trebuie să vedem și dintr-o perspectivă istorică. Deși noi blamăm foarte mult alimentația modernă și are componente de blamat, totuși, începând cu 1700-1800, oamenilor le-a crescut foarte mult speranța de viață. Și asta se datorează în foarte bună măsură și alimentației moderne. Da, am rezolvat niște probleme, am și creat niște probleme, însă lucrurile nu sunt foarte doar negre, într-adevăr. Rămânem pe tărâmul miturilor. Vinul roșu este singurul alcool bun pentru noi. Nu mai e așa decât de un an, doi, nu se pare că nu mai e chiar așa. Însă știința se baze pe probabilități și nu cred că putem fi siguri niciodată de știință. Spunea cineva că știința reprezintă certitudine. Nu. Știința reprezintă probabilități. Consumul de morcovi ne uh, optimizează vederea. Anumite componente care se găsesc în suplimente au efecte deja măsurate asupra vederii. Mâncarea condimentată ne provoacă ulcer. Uh, uneori provoacă și cancer uh, gastric, mai ales uh, depinde iarăși de individ foarte mult. Și de zonă. Și mă de gândesc zona, acum și la de, mexicani. Și de timpul uh, pe care. La indieni, la mexicani. Da, există la japonezi, iarăși există incidențe, existau incidențe mari de cancer la stomac asociate cu mâncarea într-adevăr picantă. Dar iarăși, ei s-ar putea să fie mai, mai genetic, pentru că ei fac asta de câteva zeci de mii de ani deja, decât un european, de exemplu. Băuturile carbogazoase sunt întotdeauna dăunătoare. Aici aș introduce și apa minerală. Păi, apa minerală nu e așa de dăunătoare, adică nu văd de ce ar fi. Uh, trebuie să definim, așa cum trebuie să definim foarte bine ce înseamnă sucul de fructe, că este natural, fără îndulcitori adăugați sau cu îndulcitori de deci, iarăși și vorbim de o plajă foarte largă. Legumele crude sunt mai hrănitoare decât cele fierte? Nu, nu, nu neapărat. De, din potrivă, uneori legumele crude nu dau acces unor nutrienți care uh, sunt obținuți mai ușor din cele fierte. Vorbeam la început și despre societatea de științe în nutriție și faptul că ați fondat această societate, și discutam și înainte de a începe filmarea, și pare că această societate, promiteam că vom deschide o paranteză, pare că această societate vine să pună lucrurile în ordine. Ce se întâmplă acolo, de fapt? Ați fondat această societate și ați fondat-o cu o misiune. Care e acea misiune? Misiunea este să întărim rolul științei în nutriția românească. Și asta o putem face mai în multe feluri asupra colegilor, asupra publicului, asupra factorilor de decizie. Uh, nu, n-aș spune că am venit să punem lucrurile la punct. Uh, lucrurile au început să fie puse la punct uh, și când au apărut alte organizații, de exemplu, Colegiul Dieteticilor din România, care este organizația oficială recunoscută de stat pentru reglementarea dreptului de practică a dieteticilor. Mai există alte asociații, precum Asociația Dieteticilor din România. Dar ce nu exista în România uh, era o asociație care să cumuleze interesele nu doar a dieteticienilor, ci atâtor altor specialiști în nutriție, pentru că sunt foarte multe aspecte altele decât apropo de a fi de dietetician și care mă fac să, să fiu specialist în nutriție, dar și altora care pot folosi nutriția ca instrument colateral în profesia lor, de exemplu antrenori de sport, care au nevoie poate și să aplice anumite principii, să înțeleagă. Deci noi suntem o societate științifică, și încercăm să sprijinim toate aceste curiozități, aceste interese pe care oamenii le au. Cât ar trebui să fie știință? Intuiesc cumva răspunsul dumneavoastră, dar e o întrebare cu două părți. Cât ar trebui să fie știință în alimentația noastră și cât credeți că este știință în ceea ce se promovează în public astăzi în România? La prima întrebare, câtă știință ar trebui să fie în alimentație? În mod ideal ar trebui să fie zero. Uh, pentru că, în mod ideal, dacă noi suntem în echilibrul cu mediul nostru, adică dacă mediul nostru este adecvat modul în care noi am evoluat, atunci noi, noi mâncând, așa cum se întâmpla înainte de multe ori, mâncând ceea ce găseam, era adecvat pentru că noi ne formasem acolo și ne-am selectat genetic să reziste doar cei care sunt perfect adaptați. Nu se mai întâmplă asta acum, migrăm, vin alimente din altă parte și atunci avem nevoie din plin de știință, într-adevăr. La, cu privire la a doua întrebare, câtă știință este în, în, media care, în ceea ce se vehiculează, din păcate foarte puțină. Există mai mult putere de convingere, există apelul la autoritate, există carismă personală, însă foarte puțină știință, din păcate. Ați auzit persoane, nomina odiosă acum, nu indicăm pe absolut nimeni, persoane care au o anumită autoritate în zona aceasta, dar emit păreri revoltătoare pentru dumneavoastră? Da. Am auzit uh, specialiști în uh, uh, diabet, bol de nutriție și metabolism. Am auzit persoane foarte căutate de către public care nu sunt specialiști în nutriție și n-au nici măcar o specializare care să-i apropie de nutriție. Este o piață extraordinar de bănoasă. Chiar dacă omul beneficiază în mod gratuit de accesul la acești, aceste persoane și la sfaturile lor, de fapt trebuie să înțeleagă că este o piață extraordinar de bănoasă, că activitatea asta este făcută în scopul câștigării de bani care este scop prim și de aceea de fapt pleacă și de la premisa a ceea ce înseamnă o afacere sănătoasă în care nu banii sunt primul scop ci o misiune anume și banii vin, într-adevăr, după aceea. Din păcate, nici autoritățile românești nu iau măsuri, dar o parte a vinei, cu tot respectul, vă spun, este și a presei românești, care invită astfel de specialiști neverificați și pot spune orice, și lumea rămâne cu impresia că acela a fost un specialist și că trebuie crezut și urmat. Și atunci sfatul meu este că pentru presă, consultați-vă cu asociațiile profesionale, cu CDR, cu ADR, cu noi, Societatea de Dotriție, și vă putem mai bine uh, indica specialiști care să știe ce spun. Ce îndemn, sau îndemnul poate, ați elimina din spațiu public? Uh, îndemnul de a, Este un îndemn, orice îndemn în care se urmărește obținerea unui obiectiv pe termen scurt. Pentru că pe termen scurt nu înseamnă că am nicio imagine de ansamblu, nu înseamnă că efectele pe termen mediu și lung vor fi cele de dorit. Ci îndemnul probabil și generalizat. Da, și generalizat sau, din potrivă, nu face niciodată asta, <laughs> de adevăr, corolarul său. Domnule profesor, vă mulțumesc. A fost așa o. Călătorie printre mituri, dar dincolo de această călătorie printre mituri, cred că lecția cea mai importantă pe care ar trebui noi să o dobândim în urma discuției cu dumneavoastră este să fim atenți de cine ne lipim urechea și să fim într-o permanentă căutare și să fim precauți în privința dietelor, în privința garanțiilor primite că toate persoanele care urmează aceste instrucțiuni vor slăbi, se vor însănătoși. Este clar că e mult mai mult decât acest tablou al unei alimentații este mult mai mult decât ceea ce vedem. Este și pânza din spatele tabloului, nu doar culoarea, de cele mai multe ori. Și ar trebui să, să fim mai selectivi în informația pe care o aplicăm pe noi, pe care o testăm de, de cele mai multe ori pe noi. Și este nici, nici eu nu puteam să spun mai bine ceea ce am spus <laughs> acum. Am desfăcut așa câteva mituri și eu cred că Astăzi discuția a fost ca un manual, chiar dacă multe dintre ele au fost poate soluționate. Au primit un, au primit un verdict aparent sumar, dar în spatele tuturor acelor recomandări pe care dumneavoastră le-ați făcut sunt ani de studii. Așa cum spuneam, ați studiat în America, ați studiat la Timișoara, studiați în continuare. Credeți că ne vom educa vreodată să putem să avem un stil de viață sănătos? Va fi inevitabil să o facem, chit că vrem, chit că nu vrem, pentru că o altă cale sustenabilă nu există. Aș lua și exemplu americanilor. Locuiți de mulți ani în America, exemplu americanilor. <coughs> Sunt cu precădere obezi. Ce le lipsește? Că educație înțeleg că au cercetări au slavă Domnului, studii au la îndemână, ce le lipsește? Uh, țesătura socială, țesătura societății este greșită. Și asta se întâmplă și în România, asta se întâmplă în toată lumea vestică, poate și în alte țări. Uh, nu te lasă viața, ca să spun așa, să fii sănătos, ai vrea, nu te încurajează nimeni, ca să fii sănătos înseamnă să fie scump, să dai o groază de bani, nu ai timp, deci uh, sunt toate, uh, tot acest ansamblu de vectori care apasă asupra mea și nu mă lasă nici dacă aș vrea. Există oameni care pot să o facă, dacă sunt uh, privilegiați. Chiar nu ne permitem să mâncăm uh, sănătos și ieftin? Ba da, dar asta înseamnă să sacrifici timp din, uh, de exemplu, să nu mai stai 10 ore la serviciu, să stai numai 7 ore. Merită, nu merită, asta este o, o decizie personală dacă să faci. Vă mulțumesc încă o dată. Iată că deciziile sunt la noi până la urmă. Ascultăm această paletă largă de opinii. Repet, trebuie să fim selectivi, dar deciziile ne aparțin nouă. Cert este că putem fi sănătoși, nu este întotdeauna obligatoriu să fim sănătoși pe bani mulți și e regretabil să ajungem să încercăm să reglăm ulterior dezechilibre și să nu le prevenim. Cel mai bine. pușa este prevenția. Vă mulțumesc, vă mulțumesc și vă, dragilor, care ați rămas până acum alături de noi, până la ediția următoare. Hrăniți-vă sănătos!